Bun găsit tuturor, sunt Georgiana Ioniță și astăzi vă dau o nouă întâlnire cu arta. Astăzi vorbim despre un subiect pe care l-am așteptat cu mult entuziasm și curiozitate și tot ce trebuie, pentru că, zic eu, este un subiect, de fapt un serial care va deveni fenomen național și nu numai. Și o avem alături de noi astăzi pe Ioanina Pavel, creativ producer la HBO Max. Bună, Ioanina! Bună, Georgiana! Vorbim despre Spy Master, da, care va avea premiera națională în luna mai pe HBO și care spune povestea unui dublu agent, mâna dreaptă a lui Nicolae Ceaușescu. Da. Un subiect. Triplu. Un triplu. Nu se știe niciodată. Dublu, triplu. Nu vreau să dau spoilere, dar are mâna în toate plăcitele. Aș vrea așa puțin din capul locului să stabilim un lucru, pentru că toată lumea este foarte curioasă și inclusiv eu, din momentul în care a intrat pe ușă Ioanina, am întrebat-o. Este filmul bazat pe fapte reale? Este inspirat din fapte reale? Pentru că este o linie foarte fină. Este, într-adevăr, da. Nu este inspirat. Este inspirat din viața, de fapt, o singură acțiune, acțiunea de a dezerta din 1978, deci anul este același, al lui Ion Pacepa, care practic era într-adevăr un advisor foarte apropiat al lui Nicolae Ceaușescu și cam acolo se opresc asemănările, pentru că în vreme ce Pacepa era... povestea lui Pacepa e mai mult Tinker, Tailor, Soldier, Spy. E mai mult, e pe genul ăla. Adică povestea lui e mai așezată și mai... omul era un om la o vârstă mai înaintată. Noi am ales să mergem pe o poveste mai actioner, mai rapidă, mai entertaining, cu Alex Ecăreanu în rol principal, care, în caz că nu știți, este... are vreo 38 de ani. Deci ne ducem mai mult spre zona așa de 007, da, să spunem. Da, este undeva între. Asta spunem noi tot timpul când, într-adevăr, când încercăm să definim, chiar când la faza de pitch, când încercăm să definim serialul, este undeva la mijloc între James Bond și Tinker Tailor sau Jules Carré. Adică nu este, undeva la mijloc. Nu urmărește povestea 100%, însă se inspiră. Se inspiră. Da, dar se într-adevăr inspiră. Personajele istorice Ceaușescu au rămas, adică evident. Și sunt niște fapte istorice care, chiar dacă nu se pupă 100% la nivel de s-au întâmplat chiar în aceeași fereastră în care se întâmpla și acest defection, adică pacea de la Camp David, care a fost orchestrată de parțial de Ceaușescu și Carter acolo fizic. Practic noi am adus acel eveniment mai aproape de de evenimentele serialului nostru și evenimentele de acestei dezertări, ca să apt attention pentru tensiune, practic, da. Adică ne-am inspirat din mai multe fapte și am făcut un compendium, un puzzle care să ne ajute să avem o acțiune mult mai complexă, ceea ce e bine. Spuneam că eu preconizez așa un fenomen național și nu numai național, și internațional, și deja putem să bifăm așa o reușită, pentru că serialul. Sunt 6 episoade. 6 episoade. Noi îi spunem event miniseries. În sensul event. Că când îi spui ceva, cuiva event, unei serial că este event, atunci practic spui not returning. Adică nu este genul umbre care are sezoane după. Okay. Este practic ca un Chernobyl, de exemplu. Acela a fost un event miniseries. În sensul că e un mini, o poveste doar spusă mai etapizat, serializat. Ați ajuns cu miniseria eveniment, ați ajuns la un eveniment, poate unul dintre cele mai importante evenimente din cinematografia locală, internațională, la Berlin, și v-ați bucurat și ați fost aplaudați acolo și practic noi mai așteptăm până în luna mai să vedem filmul, acolo a fost o vizionare. Da, 270 de oameni au văzut, au fost the lucky few care au văzut primele două episoade la Berlin. Și care au fost reacțiile? Absolut încântătoare. Noi la HBO am mai avut premiere în care arătam episoadele înaintea premierei pe canal și într-adevăr totdeauna pentru asta ne uităm, reacțiile oamenilor, pentru că atunci când faci TV nu poți să vezi reacțiile în general, că toată lumea se uita, că e o experiență foarte individuală.
Dar nu, am avut norocul ăsta să vedem, într-adevăr, oamenii au fost, românii au râs la gheaguri de-astea micuțe, gen sarmale sau chestii pe care doar românii le știu, chestii de Ceaușescu, de ticuri de-ale lui, ticuri de-ale Elenei, pe care Elvira Deatcu, evident, Doamne, face o Elena Ceaușescu absolut. Deci Elvira Deatcu o interpretează pe Elena Ceaușescu. Da, și este genial. Absolut, și este genul ăla de interpretare care e ciorcelian, așa, în care tu practic îți iei cue-uri de la personajul real, istoric, dar îl construiești tu ca actor, îl construiești, adaugi în penele respective ca să fie un personaj worthwhile, așa, să te uiți cu drag, chiar dacă este un personaj rău, că asta este marea, de aia ne plac acum toate Marvel-urile și DC-urile, pentru că cu cât e mai rău și mai complex, cu atât personajul este mai bun, este mai mitic, mai... Și așa este și Elvira, și așa este și, mă rog, Elena Elvirei, și așa este și Claudiu Bleunț, așa îl face pe Ceaușescu. Cum este el portretizat? Deja încerc să-mi imaginez cum îl poate interpreta Claudiu Bleunț, care este destul de cameleonic și se poate duce în multe direcții cu un rol. Da. Cum ne-l arată pe Ceaușescu în acest serial? Și el face la fel, se ia foarte multe ticuri verbale, râitul lui Ceaușescu, multe dintre expresiile lui, a văzut foarte multe YouTube-uri, toate documentarul, a fost un documentar pe Netflix la un moment dat, cred că, sau pe YouTube, pus în totalitate, și s-au uitat amândoi la el, se uitau cu ochi de studiu special ca să vadă exact și să prindă chestiile din zbor, adică ticuri și mimică și tot. În plus, adaugă foarte mult din muscularitatea lui de actor, adică se simte că este, că he makes it his own, adică îl aduce și îl trage și îl face Ceaușescu lui. Își pune amprenta. Cum făcea Gary Oldman în Churchill, asta vorbea el cu Chris tot timpul, cu regizorul Chris Smith. Cum să-l facă exact așa cum a făcut Gary Oldman pe Churchill, adică să aibă într-adevăr să împrumute chestiile care trăsăturile care fac personajul recunoscibil publicului, evident, dar în același timp să-l și tragă înspre al lui, să-l facă al lui într-un fel. Da. Am pomenit despre acești trei mari actori, însă miniseria Eveniment, ca să o numim așa, are în distribuție o mulțime de nume foarte, foarte, foarte iubite publicului, nume care au mai trecut prin serialele HBO și care, nu numai, și filme internaționale, și teatru, și de toate. Și aș vrea să ne povestești un pic despre ei. Da, deci publicul HBO va recunoaște pe Laurențiu Bănescu, care joacă pe Mircea, cumva dușmanul de moarte al lui Victor Godeanu, interpretat de Alexe Căreanu. Deci Laurențiu Bănescu a jucat în Umbre personajul detectivului psihopat și l-a jucat cu aplomb și foarte bine, și aici face la fel un personaj absolut incredibil. Laurențiu a fost iubit de absolut toți oamenii de pe set, într-un mod așa, cu toată inima. E un om foarte cald și foarte și profesionist și tot, adică își face treaba, dar fără să... umil, așa, nu știu cum să spun, modest, un mod foarte mișto de a lucra cu el, și toată lumea l-a iubit. Noi am lucrat foarte mult în Budapesta, erau oameni care nu-l cunoșteau. Fărștii, toată lumea, adică era un crew total străin, nu aveau nicio toată lumea s-a îndrăgostit. Toată lumea s-a îndrăgostit așa, automat, și nici nu știau nimic de el, nu văzuseră nimic, nu văzuseră Umbre, pur și simplu așa, doar de om, da, a fost foarte mișto lucru cu el. Și a venit și el la Berlin, într-adevăr, a venit și el și Andreea Vasile, tot din Umbre, ea joacă personajul Adela, soția lui Victor Godeanu. Soția rămasă în urmă. Da, rămasă în urmă. În care Victor Godeanu... inspirat din Pacepa. Da, da, da. Noi am imaginat-o Adela, o soție care este puțin alcoolică, dar din motive de traumă personală, se simte abandonată de soțul ei. Pe drept motiv, pentru că este Victor Godeanu, e foarte un individ foarte closed up, foarte, nu este foarte emoțional și nu, nici nu o iubește, sincer. Adică era el își iubește foarte mult fata și într-adevăr serialul se bazează foarte mult pe această iubire, să ne ajute să îmbrățișăm cumva un personaj destul de rece și greu de pătruns, de penetrat. Cum e Godeanu. Și meseria era. Și meseria de spion e de așa natură încât nu prea poți să dai foarte mult. Adică Alec a făcut un rol incredibil,
pentru că este o linie foarte fină între a, între a fi total zid, ceea ce nu lasă deloc publicului niciun fel de frântură de, de loc să, 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 te, să te înțeleagă, să te pătrundă, să te iubească. Și dacă nu iubești personajul, nu stai așa de episoade. În același timp, deci trebuia să fie totuși spion. Nu putea să fie totul pe fața lui. Deci un poker face la limită. A jucat foarte bine. Dar, într-adevăr, cu Adela este întotdeauna un personaj destul, o relație destul de toxică. Este, noi îi găsim într-un moment al relației lor în care este absolut totul, abia dacă își mai vorbesc, ea abia tot timpul, iar Andreea Vasile, deci are 5 scene și este absolut steals the thunder, adică ia tot spotlight, este absolut incredibil în rolul ăsta, este foarte, foarte. Andreea Vasile este și ea un actor foarte puternic și un actor care reușește să pună foarte multă forță în rolurile pe care le, pe care le are. Da. Ana Ularu mai este? Ana Ularu, da. Ana Ularu nu a lucrat cu noi până acum, cu HBO, în România, dar de data asta a venit cu mult, adică a dorit să-și, a dorit rolul ăsta foarte mult și l-a dorit la modul, știa că o să fie un rol de Terminator, ea este practic agenta, cea mai bună agentă, agenta de top a lui Mircea, Mircea, acest dușman al lui Victor, Mircea fiind șeful departamentului care îl investigează pe, pe Godeanu, care pune presiune, din care motiv el chiar și pleacă, dezertarea are legătură cu Mircea și cu, și cu Carmen, personajul interpretat de Ana Ularu. Este o agentă de top care este, se duce și în misiuni ca un agent secret, adică are și o funcție oficială în minister, dar în același timp are misiuni de astea ca un fel de black ops agent de pe vremea, din vremurile alea. Și da, și este foarte terminată, nu știu cum să spun, foarte... noi am vrut un personaj urât și de-aia ne-am gândit la Ana, care este superbă. Și atunci am vrut să facem din personajul ăsta, să-mi facem pe Ana, să o urățim cât mai tare. Asta a fost toată ideea. Și ea era atât de fană și entuziastă pentru acest plan, era foarte, foarte... Era, da, a fost foarte fericită. Un plan foarte dificil de realizat, pentru că, pentru că Ana este foarte frumoasă. Exact. Și a trebuit să folosim tot felul de gadget-uri. Are o perucă foarte neflatantă și, mă rog, este într-adevăr foarte... Partea foarte mișto la serialul ăsta este că am avut... Am avut niște costume absolut incredibile. Dacă e ceva pe care un punct pe care l-au remarcat toți, români, străini, toată lumea din public, costumele. Costumele sunt geniale. Iar Ana Ularu, chiar dacă este un agent secret sub acoperire, și chiar dacă este într-adevăr uruțită de fapt de cum am tăiat părul și toate astea, ea are niște costume incredibile. Zici că este roșu, colorat, e o nebunie de foarte frumos. Într-adevăr, period appropriate. Toate astea a fost într-adevăr foarte important și am vorbit și cu Soșa, care este head of costumes, cea care a făcut designul de costume, și evident și cu Jofi, care a făcut production design-ul, absolut toate trebuiau să fie perioadă proprie. Asta a fost cea mai mare provocare, practic, să fie și costumele și decorurile de acolo. Noi, foarte multă acțiune se întâmplă în Bonn, pentru că el pleacă din România în Bonn. Primele două episoade sunt... avem multe flashback-uri ca să explicăm de ce a ajuns la momentul, la acel punct culminant în care singura lui opțiune era să fugă, lăsându-și în spate, înapoi, lăsându-și acasă și fata și soția, dar mă rog, știm soția, că soția e de înțeles, dar și fata, da. Și cumva multe se întâmplă, întâmplându-se în Bonn, a trebuit și într-adevăr multă acțiune în primele două episoade se întâmplă în București, a trebuit să transformăm Budapesta din toate punctele de vedere în Germania, România și am avut și niște acțiune ca să întâmplă în Camp David, Maryland, USA. Toate astea am reușit prin magia lui Jofi și a lui Soșa, care amândouă s-au descurcat de minune să facă
să ne transpună în perioada aia, absolut incredibil. Și acum facem VFX pentru tot restul ce nu s-a putut face, adică gen să scăpăm de elementele contemporane din background, diferite chestii care, de care n-ai cum să scapi. Adică la un moment dat am filmat pe calea, nu pe calea Victoriei, pe Kiselev, și erau prea multe linii de, știi, de trafic. Au mai apărut, au mai apărut între timp. Asta voiam să întreb, cât de dificil a fost să, că practic acțiunea se întâmplă undeva la finalul anilor 70, dacă nu știu, undeva 78. Da, 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 este. Nu s-a schimbat foarte mult în București, dar totuși s-a schimbat cât de cât să reproduci și să... Am avut noroc, am avut două palate, și Snagov și Primăverii, deschise pentru noi. Și atunci, și acele au fost prezervate cât de cât, adică cum au rămas, au rămas cam la fel. Adică noi am filmat în casele Ceaușeștilor, ceea ce a fost perfect. Adică interioarele au fost ușor de ținut sub control. Problema noastră a fost într-adevăr la exterioare. La exterior. Nu ai cum să ții un serial din interioare, e foarte greu. Adică se simte că este cheap, că nu e făcut, nu e production value ăla care, de care ai nevoie să-l ridici la nivel. La nivel de premium TV mă refer. Și atunci trebuie să ai exterioare. Este imposibil să scapă. Și ca atare, noi acum ce facem, am încercat să ținem evident din cameră exterioarele, unghiul respectiv, să frame-am cumva cât să nu fie, să nu se vadă parking sign-ul sau toate nebunile astea sau handicap semnele de pe jos și toate nebunile care au apărut contemporane. Am încercat cumva să facem din camera asta, ce n-am reușit din cameră, facem acum VFX. Curiozitatea mea și cred că și a celor de acasă este dacă ați găsit locuri în București sau în România unde ați filmat. În România, în țară, poate în natură așa găsim neschimbat, dar în București. Da. Lucruri în care n-ați mai avut nevoie de efecte și de ascunzișuri, care rămân, care arată la fel ca atunci. Păi eu asta, practic, și la Snagov am făcut niște VFX-uri. Avem o macara imensă, de fapt nu, o dronă, care vine așa peste, cumva, nu știu dacă știi că vii la Snagov a Ceaușeștilor. Da, da, da. Este, practic, sunt niște fântâni așa, care duc spre casă. Și noi practic am făcut o dronă care planează așa și tocmai când vine mașina Ceaușeștilor se oprește drona în fața casei. Toate acele fântâni au trebuit făcute în VFX pentru că nu era apă. Ok. Deci la modul ăsta, chiar deloc n-a fost, adică tot trebuie să mai scoți niște chestii. N-am filmat foarte mult în România, într-adevăr. Am filmat exteriorul vilei lui Godeanu, care am găsit o viluță drăguță unde scria pe o placă că acolo a murit Tudor Alghezi. Se prea poate să fie adevărat. Este o viluță, nu mai știu strada, dar e undeva prin Dorobanți. Ne trebuia un cul-de-sac, o stradă cu final, unde să putem să filmăm, să putem să luăm toată strada, să fie a noastră. Și cam astea la nivel de exterioare. Într-adevăr, Kiselefu și cam așa. În rest am făcut foarte mult în ministerele, DIE, unde lucrează Victor Godeanu, Direcția de Informații Externe. Toate astea am reușit să găsim clădiri în Budapesta care să dubleze. Noi am avut foarte mult acolo, foarte multe zile. Noi am filmat în total 74 de zile. Plus 20 de second unit, adică în total, dacă stai să faci calculul, ajungi la 100 de zile. Fost mult, dar foarte mult din zilele astea le-am filmat în Budapesta, mai mult decât în România, într-adevăr. Adică n-am avut cum, pentru că așa a fost eșalona bugetul și na. A cântărit și faptul că, nu știu, poate în Budapesta, în Ungaria, sunt anumite facilități fiscale pentru... Rebate-ul, într-adevăr, rebate-ul a contorit foarte mult, evident. Deci nu doar partea în care personajul fuge din România, dar și partea asta financiară. Da, da, dar a fost important pentru noi să putem să facem tot în același loc, pentru că dacă eram, trebuia să, Bonn sau Colon, că avem și Colonie și Bonn, practic, ambele le avem în serial. Avem Germania în anilor 70. Care nu găsești în România, orice faci, unde te duci. În Germania nici atât nu mai găsești. Asta zic. Am fost într-un scouting exact în Germania, în Bonn, nu mai arăta nimic la fel. Adică eram la modul degeaba, venim aici și mai dăm și un car de bani în plus, când putem să refacem în Budapesta, că acolo, într-adevăr, mai au clădiri germanice, adică au una care aer. Și putem să, și am găsit, într-adevăr, multe. Am găsit și multe clădiri care arată brutalist, așa, comunist, și am putut să dublăm comunismul de acasă, din București, în Budapesta. Și Camp David am găsit într-un
într-o pădure undeva lângă Budapesta, la vreo oră, într-adevăr, am avut de ceva commute să facem, dar am găsit până și niște căbănuțe care arată foarte similar și care poate să dubleze pentru Camp David adevărat. Ne-am uitat la archival footage, la toate filmările de atunci, de la discuțiile de pace. A fost practic de la brokerul pacea din Middle East. Încerca Carter să facă pacea între israelieni și palestinieni. Anyways, da. Asta e doar partea de muncă fizică, așa, da, pe teren, să-i spunem. Vreau să te întreb de documentație. Film, seria, serial, miniseria, eveniment. Poate fi serial, ok. Miniseria, eveniment, este inspirat din fapte reale. Dar documentația și mai apoi fantezia adăugată, că da, atunci când nu ne mai referim la realitate, o numim fantezie. Cine, da, cum și în ce fel? Pentru că sunt totuși studiate niște fapte istorice, chiar dacă sunt ele puse într-un alt context, chiar dacă sunt făcute diferit sau arătate diferit. Da, da. Nu, am avut foarte mare, foarte mare noroc, pentru că una dintre scriitoare este documentaristă. Ea a făcut documentari, a făcut către documentari, Adina Sădeanu. Ea a făcut research-ul necesar, a avut mult research la bază, pentru absolut toate, adică ca să facă toate sens, să aibă sens pentru oamenii care au cunoștința acelor vremuri, care chiar au trăit atunci, să nu li se pară scos din context sau glossy sau, mă rog, prea glossy, că na, glossy trebuie să fie, trebuie să aibă un oarecare aer să vrei să te uiți la el, nu? Asta mi-a plăcut foarte mult la reacția publicului la Berlin, într-adevăr, că au fost foarte, foarte... am avut oameni care au trăit din vremurile alea și au venit și mi-au spus că a fost foarte, nu unul la unul, să zici, da, așa, dar coerent cu realitatea pe care o țineau ei minte. Adică nu era ceva absolut scos din context, adică nu. A fost Adina chiar s-a ocupat de partea asta, dar într-adevăr ea a venit cu ideea. Ea nu știu exact ce povestea întreagă, dar știu că practic noi avem un concurs de scenarii pe care îl făceam în fiecare an cu Mobra, Write a Screenplay for se numea, fiecare an am avut 3 ediții practic, și anul 2020, înainte de marele eveniment al lui 2020, am lansat această ediție a doua, cererea de scenarii, și Adina, împreună cu Kirsten Peters, cu care se cunoștea din alte contexte, de la alte workshop-uri de scenaristică, au pur și simplu au trimis acest scenariu în competiție. Noi nu le cunoșteam, nu aveau nicio legătură cu HBO, era pur și simplu ca orice altcineva care putea să trimită pur și simplu submission. Și a fost un scenariu foarte bun. Ei n-au trimis scenariu, inițial era doar un outline și outline de sezon și outline de episod, de pilot, niște scene, să vedem cum scrie. Erau niște elemente care trebuiau pentru aplicație și a fost foarte bun. L-am făcut un workshop a fost pe shortlist, am ales-o pentru shortlist, clar. Am lucrat cu ele două plus ceilalți 5 shortlistați pe parcursul 2020, că și toți stăteam acum în casă, am făcut la Zoom-uri, de nu-i adevărat. Și la finalul verii, când s-au anunțat câștigătorii în cadrul Film du Cannes, că asta practic a fost, de asta aveam acest window de vară, practic, între American Independent Film Festival din aprilie, când se anunța Submission Open, până la Le Film du Cannes, când se anunțau câștigătorii. Și atunci am anunțat câștigătorii, se numea Untouchable proiectul pe vremea aia. Acum se numește Spy Master, căci ne-au spus de Data People că e mai bine să numească serialul mai clar, să spunem ce este. Despre ce e vorba, am propoziționat. Da, și cam asta a fost povestea scenariului. Și după aceea am mai lucrat 2 ani de zile la scenariu. Într-adevăr, se lucrează mult la un scenariu ca să-l aduci de la pilot la 6 episoade. Și la final... Am lucrat mai puțin decât am lucrat la alte seriale, sincer. Adică development-ul a fost foarte bine. Asta voiam să ne povestești mai mult. Ce presupune mai exact job-ul tău? Postul pe care ești producător creativ.
Da, deci... Și știu că știu și vreau să știu și cei de acasă că ai fost implicat în foarte multe proiecte și ai ajutat la, la nașterea lor. Vorbim de acesta Rux, vorbim de One True Singer, care s-a bucurat de niște succese, de un succes uriaș, și de documentarul Irinei Rimeș. Da, da, da. Asta a fost în anii trecuți, într-adevăr. Și am mai lucrat ca development producer pe Hackerville și Tough Money. Într-adevăr, eu am fost head of development pe o parte și creative producer pe altă parte. Head of development, practic, lucrează la scenarii. Are un slate de câteva, ideal, vreo 10-12 dacă ai un serial commission în fiecare an de la broadcaster, adică de la HBO, practic ai un serial, dar pentru acel un serial trebuie să lucrezi la 10 în același timp ca să poți să piciuiești mai multe și să fie unul cel care este ales să fie produs. Și asta e partea de development, în care lucrezi cu scenariști, ceea ce este cea mai frumoasă parte, sincer, o iubesc. Și lucrezi pe scenariu și, practic, dacă ești o persoană care se uită non-stop la seriale și care iubește ideea de scenariu și de a face să vezi cum tică e povestea și cum o ajuți să ajungă la punctele la care trebuie să ajungă, actele care trebuie și momentele în care trebuie să fie tensiunea într-un anumit fel și character development și absolut tot ce intră într-un serial de succes. E o diferență mare între a scrie pentru serial și a scrie pentru film, adică e cu totul altceva, e alt mușchi, e cu totul altă. E altă mâncare de pește, tocmai pentru că la un film comprim tot ce se întâmplă, toată povestea în o oră jumate, două ore, iar la un serial trebuie să prelungești și tocmai acele tensiuni, acele momente, acea intrigă. Nu există ideea de cliffhanger la film, că n-ai de ce să ai cliffhanger la final, n-ai de ce să ai un moment la final în care să zici ce se întâmplă în episodul următor, pentru că tu n-ai decât 90 de minute și îl ții pe spectator în sala 90 de minute ca a plătit biletul. Deci nu o să plece. Ca producător de TV e mult mai greu să trebuie să-l ții la fi de la episod la episod. Chit că îl faci binge. Chiar și așa trebuie să-l ții, că omul poate să facă. Trebuie doar să apese un buton la telecomandă, nici măcar nu trebuie să ridice din pat. Pentru cei care fac binge nu e nevoie să mai puneți nimic la final, că vor rămâne acolo, eu sunt unul dintre ei. O să stau oricum, trebuie să văd tot ce se întâmplă până la final. Deci, inclusiv când se va lansa Spy Master, toate episoadele vor fi... Nu știm încă, nu avem... Există un departament de programming care ne spune și cum le vor lansa și când le vor lansa și a data exact, etc. Nu ține de noi. Există programming-ul, marketing-ul împreună cu Original Production, adică noi, toate cele trei departamente cumva lucrează să ajungă la un consens, dar oricum programming-ul este cel care decide și momentan I have no idea. Tot ce înseamnă film românesc, serial românesc, și voi știți mai bine decât știm noi că voi cu asta vă ocupați, prinde tot mai mult public, tot mai multă dragoste în zilele noastre. Pare că românii se reîndrăgostesc de tot ce înseamnă film românesc. Da, am observat. Într-adevăr, în ultimul timp box office a fost exploziv. Da. Și nu numai. Uite, dacă ne uităm și la Ottomans, care are doi români. Da. Este despre ceva românesc. A fost extrem de bine văzut, strâns, îmbrățișat de români și a avut un succes uriaș. Să ne mai așteptăm, să sperăm, să ne rugăm, nu știu ce putem face, trimitem scenarii, mai organizați concursuri ca să avem parte de cât mai multe, să groșăm așa industria cinematografică și să ne mândrim și de ce nu să le dăm și actorilor, tinerilor actori și nu doar tinerilor, tuturor actorilor, să le dăm așa o platformă în care să se... Remarce, da. Au fost foarte mulți care, într-adevăr, Alexandra Bob, care are 23 de ani, super micuță, și care ne-a păcălit, mi-am crezut că are 16 ani, trebuia să joace fata lui Victor Codeanu. Și de-a dus-o dumnica și era foarte tânără în fața noastră. Noi se părea foarte tânără și eram la modul, Chris Smith era la modul când a aflat că are 23 de ani. Cum? Dar ea, practic, asta, rolul ăsta pentru ea este masiv. Adică mi se pare, într-adevăr, lansarea Tinerilor Speranțe este top of the list. Dar, da, din păcate, noi nu mai facem seriale. HBO nu mai face seriale. Deci nu s-a oprit. Ca atare am oprit și noi concursul Writer's Screenplay 4. Dar sunt sigură că se întâmple chestia, adică lumea nu o să se oprească din creat, seriale și filme și
mă bucur mult că filmele merg la box office acum și că filmele sunt din ce în ce mai, mai entertaining pentru public și sunt din ce în ce mai plăcute ca atare și actul de a merge la cinema nu mai este doar Marvel, DC și alte, este și filmul artistic, mă rog, filmul de entertainment, dar sunt multe filme care au făcut foarte bine. Da, ceea ce e, au... Da. Detronat da. Mai mari industrii, ca să zic așa, giganții. Da. Și da. Cu ce? Cu glumele românești, cu lucrurile da. Cu care românul de acasă se identifică. Uite că spuneai că cei din sală reacționau la acele lucruri da. Mici, personale, care sunt ale așa. Noastre. Și cumva cred da. Că nu doar românii, cred că fiecare, da, poate noi un pic mai mult, că n-am avut așa parte de o industrie din asta cinematografică uriașă în care să știm, să vedem, să ne obișnuim. Și cred că e o surpriză așa plăcută, să, e ceva da. Foarte personal. Că, a, uite, și eu am mers pe strada aia, sau uite, și eu îmi amintesc, uite, și eu am mâncat sarmale și așa mai departe. E o chestie de de mândrie națională, glorie, sau măcar da? Nu națională, dar da, te identifici cumva, te identifici, da. E ceva tău, e da. Ceva din care tu faci parte față de, și chiar și da. Glumele da. Acele glume care sunt ale noastre, noi le înțelegem, e, da. Sunt, ele sunt despre noi, râdem și la glumele de afară, la glumele de Hollywood și așa mai departe, la glumele britanice, la cele franțuzești, dar mai mult că le știi mai bine, știi da. Bine ce înseamnă. Da, și astea primele două episoade în care într-adevăr stăm foarte mult în România și celelalte până la șase sunt ne întoarcem în România să vedem reacția lui Ceaușescu și a familiei și cum intră securitatea și ce a făcut securitatea ca să ia la rost familia lui Godeanu odată ce s-a dovedit că omul a dezertat într-adevăr la CIA. Deci ne întoarcem foarte mult în România. Sunt foarte multe momente în care chiar cred că publicul o să, pe care cred că o să le aprecieze, pentru că sunt făcute, au fost momente la care și Adina a ținut foarte mult scene și dezvoltări de personaj care chiar te aduc acolo și îți amintesc despre cum erau lucrurile. Sau în cazul nostru, care suntem, n-am avem aceste amintiri, îți dau de gândit, într-adevăr. Avem, Adina, de exemplu, a ținut foarte mult la o scenă în care Ileana și prietena ei, Carla, ascultă Radio Free Europe, Radio Europa Liberă. În română se ascultau, dar pe șușote, adică nu aveai voie să dai tare, nu aveai voie să te auzi sau să se audă radio, că asta era ilegal, să asculți Radio Europa Liberă. Avem modul în care sunt foarte multe mici, cum să spun, easter eggs, le-aș putea numi, pentru spectatorul român, pentru că sunt acest Radio Europa Liberă nu o să rezoneze poate și publicul străin. Exact. Nu o să dar știe, dar noi exact. O să știm, pentru că dacă nu le-am trăit noi, sigur le-am da. Auzit de la părinții exact. Noștri, de la da. Bunicii noștri, generația mai tânără da. Și așa mai departe. Adică cu siguranță ne identificăm cu ele și poate, uite, cum spuneai, pentru alții nu vor avea sens, dar pentru noi sunt exact cireașa da. De pe tort. Da. Dar oricum, provocarea pentru Chris Smith, pentru regizor, a fost exact asta, să ia acele elemente care lui erau complet străine, nu avea niciun fel de mod de a relaționa cu ele, dar să le ia ca de bune, ca să le ia ca ăla era contextul istoric și contextul istoric se face acțiunea și tensiunea mult mai puternică, evident, și să le ia și să le îmbine în tensiune și să potențeze tensiunea cu aceste elemente. Și atunci, de exemplu, atunci când filmezi fetele care ascultă radioul Europa Liberă, filmezi într-un anumit fel ca să înțeleagă spectatorul care nu știe că ele sunt trebuie să stea ablipite cu urechea de radio ca nu cumva să se audă mai tare de cameră. Filmezi în așa fel încât să simtă spectatorul că este ceva secret și ilegal și nepermis. Și sunt multe elemente de genul ăsta. Da, eu și sunt convinsă da. Că o să ne surprindă plăcut. Eu doar după ce am văzut afișul, am zis clar, eu trebuie să-l văd acest serial. Este un afiș, apoi, da, este un afiș temporar. A fost afiș de Berlinale, încă n-am lansat afișul adevărat. Îl așteptăm. Ioanina, aș vrea spre final să ne faci câteva recomandări. Toată lumea care trece pe aici vine și ne dă câte o recomandare, pentru că
faci parte din această frumoasă lume a filmului, a tot ce înseamnă media și clar știm poate mai multe decât noi și poți să ne recomanzi. De exemplu, am vrea să ne recomanzi un film. Un film? Un film sau un serial, de ce nu? Seriale sute. Film este unul foarte frumos care a fost lansat de curând, se numește ceva cu Leo Grande. Goodbye to you, Leo Grande. Good luck to you, Leo Grande. Deci este un film care se joacă într-o cameră de hotel și este absolut superb. Da, e pe HBO, de fapt. Bun. Coincidența face că e pe HBO. Seriale, foarte multe, poate să vă spun. Dar trebuie să-mi spui ce gen îți place mai mult, că poți să-ți dau mai multe de recomandări. Spune-ne mai multe, nu știu, și ceva să râdem, și ceva să plângem, și ceva SF, să ne minunăm, să ne pună creierul la contribuție. Ce consideri tu? Da. Ce ne-ai recomandat, de exemplu, weekendul acesta, să începem? Păi, weekendul acesta. Eu, de exemplu, momentan, aș recomanda tot universul Taylor Sheridan de pe Sky Show. Taylor Sheridan este un showrunner american care a început ca actor, a devenit un mogul al serialelor și face absolut toate serialele lui Paramount Plus, practic. Și a început cu Yellowstone, are pricoluri, 1923, 1883, Tulsa King, există 70.000 de seriale, mini-serie, eveniment care sunt în universul lui Taylor Sheridan. Le recomand pe toate, sunt superbe. Nu știu, mai știu la ce mă mai uitam. Sunt foarte multe. Pentru, dacă vă plac seriale psihologice, așa, astea sunt, Taylor Sheridan e cowboy, e altceva. E o chestie foarte entertaining, foarte cowboy și foarte feminist, foarte mișto. Dar dacă e ceva mai realist, de exemplu, există The Patient pe Amazon Prime, care e foarte mișto, cu Steve Carell, foarte bun serial, jumătate de oră episoadele, foarte ușor, un binge frumos de 5-6 ore, te-ai terminat o sâmbătă, e perfect. Pentru Young Adults, Vampire Academy, foarte bun. Asta mă ține, eu sunt în continuare la acea mentalitate, Young Adult, tot ce înseamnă vampiri. Mai sunt seriale, mai sunt, nu știu, să mai spun, na. Să mai gândesc la ce mă uitam eu. Da, mă rog, mai sunt Poker Face, mai sunt Servant, mai sunt multe seriale. Avem da. De unde alege acum. Da, sunt foarte multe. Este o industrie care într-adevăr este booming. Este o industrie care face din ce în ce mai multe bucăți, adică content bun, content de calitate și mă bucur foarte mult că este o industrie din care fac parte, sincer, este seriale pe, sunt. Pe zona din spatele TV-ului sau cu TV-ul închis, aș vrea să ne mai recomanzi o carte, nu neapărat citită recent, o carte pe care consider tu că e de dat mai departe. Poate fi o carte citită în adolescență. Eu pot să vă spun ce, am un audiobook pe care l-ascult acum. Dar este un audiobook care la inițial a fost care este un comic book inițial. Se numește Sandman și este sunt la volumul 3 acum. El a fost ecranizat de Netflix, are primele două sezoane, primele două cărți cumva au fost ecranizate, da. Și cred că se va face și a treia. Dar eu nu pot să aștept și trebuie să o citesc / audiez. James McAvoy, pentru cunoscători, are vocea personajului principal și de-aia o recomand ca audiobook pentru că are o voce foarte mișto, James McAvoy. Deci da, aia aș recomanda-o. Dar se poate, eventual, sunt sigură că se poate cumpăra și în format de comic book. Este scrisă de Neil Gaiman și este scrisă și ilustrată, e superbă, adică ilustrație, dar na, eu nu sunt fană scârtie și atunci totul e vrea să fie digital. Da. Digital pe tot ce înseamnă. Da. Și îmi place mai mult să-mi imaginez, adică să aud și să-mi imaginez eu, decât să mi se dea mură în gură chiar tot. Pentru că oricum la seriale asta se întâmplă. Și da. Atunci cu audiobook-urile mă mai antrenez mușchiul ăsta imaginației. Audiobook-uri și podcast-uri, cam cu asta mă întrețin când nu mă uit la seriale. Bun, Ioanina, îți mulțumim tare, tare, tare mult pentru că ai venit astăzi aici și că ne-ai povestit toate astea, ne-ai ridicat și mai mult așa așteptările. Sper să fie, acum mai sunt câteva luni, deci hai, până mai
Exact câteva luni, nu mai avem așa mult. Trece repede timpul, da. Îl așteptăm cu drag. Da. Încă o dată îți mulțumim, mult, mult succes cu proiectul acesta, dar și cu celelalte. Și să ne revedem bine, să ne vii aici în platou să ne mai povestești despre altele. Da. Cu drag. Da. Mulțumim mult, iar dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare.